Mănăstirea Căldărușan este unul dintre cele mai importante monumente de arhitectură bisericească din țara românească. Mănăstirea a fost ctitorită în anul 1638 de către Matei Basarab. Domnitorul muntean, aflat în conflict cu Vasile Lupu al Moldovei, trecând prin aceste părți, hotărăște să zidească pe locul unei vechi schit de lemn o mănăstire de piatră. Numele mănăstirii provine de la configurația locului, care are aspectul unei căldări. Înconjurată de o apă fără sfârșit și fără fund, are hramul Sfântului Dumitru și se numește Căldărușan. Despre existența unei sihăstrii la Căldărușan înainte de 1637, mărturisește și un hrisov din anul 1615, emis în cancelarea voievodului Radu Mihnea. Prin vestita sa școală de copiști, Căldărușanul a contribuit din plin în veacurile trecute la crearea limbii române literare. Cea mai fecundă perioadă din istoria mănăstirii rămâne totuși sfârșitul secolului al XVIII-lea, când sub păstorirea Sfântului Stareț Gheorghe de la Cernica, canonizat în anul 2005, acesta devine unul dintre principalele focare de duhovnicie și cultură ale arealului românesc. În anul 1778 a fost înființată o școală de pictură frecventată și de Nicolae Grigorescu între 1854 și 1855. Vechea sala tronului domnitorului Matei Basarab din mănăstirea Căldărușani adăpostește acum sala tezaurului. Între 1950 și 1958, biserica mănăstirii a fost restaurată de patriarhul Justinian Marina. Pisania mănăstirii sună așa: drept aceea și eu, întru Hristos Domnul, bun creștin, singur țiitor a toată țara românească și de cea parte de munte și altele domnind, auzind acestea, repezitu-mă am cu poftă și cu gândul cel dumnezeesc care este către sfintele biserici, ale zidișe, ale urzișe, ale înfrumuseța cu cheltuiala din avuția ce s-a dat nouă de la Dumnezeu. Matei Basarab. Nu uitați, dragi prieteni, să cinstiți și să iubiți România în fiecare zi. Acest proiect este realizat cu sprijinul Guvernului României prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.